Hi, Tony. Hi, Mr. Gede. Hi, David. Servus! Îți opresc imaginea ca să... Servus! Uite, dânsul chiar... Vreau să spun răspicat, candidez pentru cetățeni. România nu merge într-o direcție bună. Maramureșul se află într-o stare economică și socială deplorabilă. Trebuie să reclădim în Maramureș și trebuie să reclădim în România speranța. Și pe această fundație să reclădim viața fiecăruia dintre cetățenii județului nostru. Candidez pentru colegiul numărul 2 Baia Mare, pentru a fi purtătorul de cuvânt al cetățenilor în Parlamentul României, pentru a fi vocea lor puternică în cel mai important for legislativ al țării. Candidez pentru ca deasupra intereselor meschine a unei minorități nesemnificative să învingă cetățeanul cu necazurile, cu problemele, cu suferințele, dar și cu gândurile, cu aspirațiile și cu bucuriile lui. Candidez pentru victoria cetățeanului împotriva celor care ne asupresc și ne amăgesc de prea mult timp viața. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumesc! Să-mi permiteți o chestiune de ordin personal. Aș vrea să-i doresc acest buchet de flori soției mele în semn de recunoștință și de apreciere pentru înțelegerea și acceptarea sacrificiului pe care ea ca și mamă tânără și mamă în devenire îl face pentru ca eu să pot să duc această muncă grea în pe perioada campaniei electorale și după aceea în Parlamentul României. Mulțumesc pentru sprijin. Și sunt convins că va fi alături de mine și pe viitor. Domnul Angel, declarație. Nu, a fost, mi-a dat cartea de muncă, încă o dat brațele de muncă, mi-am
de putere de mândrită, eu intru acasă până la 60 de ani, până acum o scădă așa 58 de ani. Am împlinit 50, dar nu mă dă. Era la 56 de ani? Nu, la 56, acum numai la 60. Pensii nu. Nu prea atâta timp. Scoate-ți din engleză, că suntem sătui acum.